Știi că în România, în medie, pe familie se consumă un tub de pastă de dinți pe an? Sănătatea dinților tăi începe de la un periaj dentar corect, așa că astăzi vreau să acordăm mai multă atenție lui, a tipurilor de periuță pe care le putem folosi și a pastei de dinți. Începem cu întrebările simple. De câte ori este recomandat să ne periem pe dinți în fiecare zi? Minim de 2 ori, dimineața și seara. Cât timp durează un periaj dentar corect? Cel puțin 2 minute. Când exact ne spălăm pe dinți? Dimineața, primul lucru pe care îl facem după ce ne-am trezit. E important să nu mâncăm, să nu ne bem cafeaua, pentru că o să înghițim microbii care s-au format în gură peste noapte. Seara, ne vom spăla pe dinți exact înainte de culcare, pentru că e important ca nimic să nu fermenteze între dinți pe perioada nopții. Sunt sigură că ați auzit foarte multe recomandări cum că este ideal să ne spălăm pe dinți după fiecare masă. Dar să fim realiști, nu putem face lucrul ăsta. Dar, dacă sunteți în oraș, ați luat masa, nu aveți peluța de dinți la îndemână, puteți să mestecați atunci o gumă de mestecat, atenție, fără zahăr. Guma de mestecat nu înlocuiește periajul dentar. Poate părea ciudat, dar aș vrea să discutăm despre cum anume ne spălăm pe dinți. Eu am învățat foarte târziu cum să mă spăl corect pe dinți și aș vrea să împărtășesc cu voi aceste informații. În primul rând, putem să folosim o periuță manuală sau o periuță electrică. Ta-dam! Ce e important să știi atunci când folosești o periuță manuală? E bine să începi periajul dinților din capătul unei arcade dentare, pentru ca să reușești să periezi toți dinții și să nu pierzi niciunul pe drum. Periuța se ține la un unghi de 45 de grade cu gingia, pentru ca tu să cureți foarte bine atât depunerile din șanțul gingival, cât și după aia să periezi toată suprafața dinților. Mișcările sunt verticale. Periezi absolut toți dinții. Când ajungi în dreptul canililor, întotdeauna o să schimbi sensul periuței și continui până în spate. Atenție! Dinții au foarte multe fețe. Trebuie să periați fața lor pe care o vedeți, fața dinților cu care mestecați și fața dinților dinspre limbă. Din experiența mea, periajul dentar manual corect durează cam 5 minute. Așa că trecem la periajul electric, unde 2 minute sunt eficiente și suficiente. Este mult mai ușor să folosești o periuță electrică. Periuțele electrice de astăzi au foarte multe moduri de periaj pe care le poți personaliza în funcție de nevoile tale. Atunci când folosești o periuță electrică, pur și simplu o așezi pe suprafața dinților și o lași câte o secundă acolo să-și facă treaba. Periezi toate suprafețele dentare, exact cum am povestit anterior, cele pe care le vezi, cele cu care mesteci și suprafețele dentare dinspre limbă. Atenție! Este foarte important ca perii periuței pe care o folosiți să fie peri moi sau foarte moi și să nu apăsați cu presiune pe suprafața dinților. Riscați să induceți retracții gingivale la nivelul dinților și chiar să faceți găuri în smalți. Nu vrem așa ceva. Există periuțe care au senzori de presiune care nu te lasă să apeși foarte tare pe suprafața dinților și atunci îți protejează dantura și gingiile. Cu ce ne spălăm pe dinți? Cu periuță dentară despre care tocmai am vorbit și întotdeauna cu pastă de dinți. Acum, câtă pastă de dinți punem în mod normal pe periuță? Punem ca în reclame un tub întreg pe toată suprafața periuței sau o să punem cât un bob de mazăre, care este suficient pentru a peria toate arcadele dentare. Există multe tipuri de pastă de dinți, în funcție de ce nevoie ai. Există pastă de dinți cu cantități crescute de fluor pentru cei care au o carioactivitate crescută, ca să traduc, adică fac foarte multe carii. Sunt paste de dinți care sunt folosite pentru dinți sensibili, care au niște substanțe speciale care astupă comunicarea nervilor cu exteriorul și atunci te face mai puțin sensibil la rece, fierbinte, acru. Există paste de dinți pentru boala parodontală, care au niște compuși în interior care curăță foarte bine suprafața dinților și există și alte paste de dinți despre care nu am vrea să discutăm, cu pulbere de cărbune activ care se presupun că aveți dinții, dar de fapt îi zgârie foarte tare. Paste de dinți cu peroxid de hidrogen pentru albirea dinților și fel de fel de paste de dinți cu toate aromele posibile. Răspundem și la întrebările în trend pe care le-am primit pe rețelele de social media. Când te speli pe dinți? Imediat după ce ai mâncat sau aștepți 20-30 de minute? Ori te speli imediat după ce ți-ai încheiat masa, ori aștepți 30 de minute până la următorul periaj. E bine să nu te speli în acest interval de timp pentru că se încep să se descompună resturile alimentare pe care le-ai mâncat și pot genera acizi care sensibilizează smalțul. Pun apă pe periuță atunci când mă spăl pe dinți. E recomandat ca pasta de dinți să ia contact direct cu smalțul pentru ca substanțele active să-și facă treaba. Ce facem după ce ne-am spălat pe dinți? Clătim bine gura cu apă sau scuipăm excesul de pasta de dinți? Răspunsul este depinde. Dacă folosiți o pasta de dinți terapeutică pentru carii, probleme parodontale sau sensibilitate dentară, e ideal să scuipați excesul de pasta de dinți și să nu mai clătiți pentru ca substanțele active să rămână în contact cu dinții. Credeți
credeți că am terminat cu igiena dentară? Nici pe departe. Periajul normal, făcut corect, acoperă 60% din suprafețele dinților. Restul de 40% sunt între dinți și trebuie să folosim gadgeturi suplimentare pentru curățare. Ață dentară, duș bucal sau chiar periuțe interdentare. Probabil că v-am dat foarte multe informații astăzi. Cel mai important mi se pare să țineți minte două lucruri. 1. Să vă periați pe dinți corect de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Aveți grijă de dinții voștri!